La starea civilă deja s-a instalat forfota. Am înregistrat 395 de acte, cu tot cu cele încheiate în străinătate. Se așteaptă ca în iulie să fie cele mai multe oficializări de cununii civile. Așteptăm mirii, așteptăm la căsătorie. Deocamdată e post, dar după aceea ne așteptăm să fie mai multe căsătorii. Patronii restaurantelor sunt și ei prinși în mai toate weekendurile cu cel puțin o nuntă. Mulțumim lui Dumnezeu, cu rezervările suntem foarte bine și anul acesta. Și deoarece trebuie să fie o colaborare foarte bună între preț, calitate și să răspunde la toate mofturile pe care le au consumatorii. Meniurile sunt disponibile pentru toate buzunarele, începând de la 130 de lei și până aproape de 200 de lei, în funcție de delicatese și locație. În funcție de ce vor ei, noi suntem prompți în livrarea tuturor serviciilor și de aceea, fiindcă ținem foarte mult la calitate și prețurile, nu prea putem să ricalo cu prețurile, avem și ocupate sălile. Pe lângă vestimentație, decor, mâncare sau băutură, cheia succesului unei petreceri de neuitat stă în degetele fine ale muzicanților și în vocea lor. Ei sunt cei care sunt responsabili cu voia bună și cu cheful de dans. În ceea ce privește prețurile pe care artiștii le iau la o nuntă, acestea variază de la formație la formație în funcție de cerințe și performanțele acestora. Pentru o nuntă de vis, costul contractării unei trupe poate ajunge la câteva mii de euro. Dacă îi vreți la nuntă, îi găsiți pe paginile de internet.